ce din ceea ce veți discuta ar putea interesa spațiul public? Nimic. Nimic. Pentru că eu voi discuta cu doamna Udrea când ne vom întâlni, când o să am ocazia să o vizitez, lucruri care o privesc pe ea, în primul rând. Am și eu să-i spun destule, chiar cu campaniile acestea de presă pe care le-a dus prin angajații dânsei, știi? A fost mai neliniștită, zic eu, decât ar fi trebuit să fie, mai activă decât ar fi trebuit să fie. Pe de altă parte, am înțeles-o foarte bine. Era acoperită de o ploaie de informații scăpate, chipurile din dosar, și trebuia să se apere într-un fel sau altul. Campania de presă dusă și prin domnul Cristoiu, așa, uitându-ne la televizor. N-aș nominaliza un jurnalist anume. Cred că domnul Cristoiu a stat destul de țapăn pe principii într-o mare de acuzații.